Bun, deci salutare toată lumea și ne-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu România Under 21 alături de Miroi Vrădoi aici. Avem meciul decisiv cu Sevilla și o să-i atacăm cu această formație. Se pare că Hagi o să joace, la fel și Pușca și Van și Coman aici. Iar Răguș și Denis Man o să fie puși pe bancă. Hai să vedem cum ne descurcăm și în acest meci. Eu sper să câștigăm și să ne calificăm poate în Champions League, să vedem dacă ajungem în Champions League de fapt. Dar o să fie foarte, foarte greu să batem Sevilla, fraților. Foarte greu să batem Sevilla. Sau să stăm să facem egal și Nürnberg să bată Sassuolo. Iarăși o să fie greu. Pușcaș, hai că începe meciul. Hagi. Și Căldău, nu cred că o să fie același meci cum a fost cu cei de la Nürnberg, atât de ușor. Nedelcu, Hagi, Coman, Sarabia și suntem deposedați. Și Căldău, Pușcaș. Hagi încearcă pentru Pușcaș, Pușcaș liber și marchează 1-0 pentru România. George Pușcaș, cum ne-a obișnuit cu execuțiile sale, marchează primul meci, gol al meciului foarte devreme, în minutul 5 al partidei. Intrăm repede în avantaj în această partidă, dar nu trebuie să lăsăm nicio secundă creierul să se gândească că nu putem fi egalați sau chiar întorși de cei de la Sevilla. Escurado se întoarce. Banega, Nedelcu acolo, foarte bine Nedelcu, pasează până la Yanis Hagi, Pușcaș. O minge pentru Ivan, dar Carico este acolo acum. Ben Yedder, fenomenal Ben Yedder și este 1-1. Apărarea noastră n-a avut ce să facă în fața acestui colos atacant, are două goluri în Champions League. Credeam că are mai multe și din păcate suntem egalați foarte devreme. Coman acum pentru Cicâldău. Cum se zice, de ce ți-e frică, nu scapi, dar trebuie să avem puterea să credem că o să ne del cu acum pentru Pușcaș. Încă o dată George Pușcaș ne readuce în avantaj. Ce meci, în minutul 15 deja s-au marcat 3 goluri și suntem din nou în avantaj. Prin George Pușcaș. Navas. Banega. Trebuie să menținem rezultatul totuși. Ce bine s-a demarcat, dar era offside la Navas. Cred că era acela sau Nolito. Acum Manea. Trebuie să calmăm puțin jocul. Nu putem să mergem cu acest ritm până la sfârșit. Ghiță acum. Cicâldău. Nedelcu. Pentru Ivan mai departe pentru Manea cu o centrare respinsă, să vedem ce se va întâmpla. Nolito acum pasează pentru Ben Yedder și este un contraatac foarte periculos. Să vedem pe Manea cum se descurcă. Ivan este acolo și acum Ghiță, Vasquez și Ben Yedder. Rus cred că a respins acea minge, da, și este corner. Avem probleme și mai ales la fazele fixe trebuie să avem grijă. Carrasco, Manea respinge și va fi din nou corner. Să vedem cum se descurcă din nou apărarea noastră. Acum Carico, cred că nu știu cum se pronunță, capitanul celor de la Sevilla, dă peste poartă. Nedelcu pune mingea jos, Rus până la Nedelcu. Hai să construim în partea asta. Ștefan. Vede bine. Hagi. Coman. Pentru George Pușcaș. Înapoi Pușcaș până la Nedelcu. Însă Cicâldău dă o pasă greșită. Navas. Cicâldău. Foarte bun Cicâldău. Hagi acum pentru Pușcaș. Pușcaș. Pe lângă poartă din păcate de această dată. Era prea frumos un hat-trick. Încă din minutul 30. Dar mai are timp George Pușca să ne arate de ce în stare acum mingea la Hagi. Deposedat însă, din păcate.
nu trebuie să ne mai jucăm așa cu ocaziile Ben Yedder, până la Navas. Rus reușește de posedare acum. Hagi până la Coman. Hagi. Pușcaș. Ivan. Hagi. Însă Sarabia. Navas. Nedelcu. Hagi. Coman. Coman. Și gol. Gol de 3 la 1. Marcat de Hagi, cred că, nu? Hagi? Cred că este Ioannis Hagi în imagine, nu sunt sigur pentru că nu sunt trecute numele. Da, Ioannis Hagi, hai că l-am recunoscut pe Hagi. Marchează gol de 3 la 1, băieți, în minutul 42. Încă o dată vă zic, trebuie să avem grijă la Sevilla. Poate fi un meci istoric pentru Champions League, băieți. Pentru că acești băieți merită Champions League. Ben Yedder acum, Ben Yedder pentru Nolito, însă apără Radu. Hai să scăpăm de această repriză întâi, să ne concentrăm pe a doua repriză cum vom juca și să avem grijă să nu mai primim un gol. Acum Ioannis Hagi sare acolo și respinge în afara careului. Vasquez acum, iar acum Nedelcu, Pușcaș până la Ioannis Hagi. Hagi, Hagi până la Ivan, Ivan o dă și se termină prima repriză. Puteam să mai avem și noi un atac, era super bine. Asta este acum. Ia să vedem ce se întâmplă la Nürnberg, conduce Sassuolo, avem șanse, bă băieți, avem șanse. Hai să mai băgăm niște băieți, îl băgăm pe Dennis Mann. Și îl băgăm și pe Băluț acolo. Și cred că o să-l băgăm în locul lui Coman pe Drăguș. Hai să ne consumăm toate schimbările pentru acest meci istoric. Dacă am mai marca o dată, am fi mai relaxați, sincer. Ben Yedder. Băluț. Hagi. Pușcaș îl vede bine pe Ghiță. Ce caută în atac Ghiță? N-am înțeles o pasă niciodată, de ce ar urca Ghiță în atac. Nedelcu acum pregătește șutul puțin peste poartă. Nedelcu. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă în acest meci. Putem ajunge, fraților, în Champions League până la urmă. La acest scor suntem în Champions League și cu celălalt meci. Cred că și la golaveraj suntem ok. Nu știu dacă se ia meciul direct. Manea. Hagi. Pușcaș. Man. Și va fi fault. Nedelcu. Man. Băluță. Pușcaș o dă până la Hagi, însă este respins șutul și trebuie să punem pe apărare, dar recuperează și Hagi. Drăguș acum centrează, periculos. Vine din spate Ben Yedder. Vasquez. Până la Sarabia, Vasquez. Sarabia însă este acolo, Tudor Băluță, care reușește respingerea. Ben Yedder. Trebuie să avem grijă aici la aceste atacuri. Ghiță. Ghiță până la Pușcaș, însă nu reușește mai mult de atât pe Nieder. Hai să ne dăm pe apărare, băieți, că nu-i de joacă cu băieții ăștia. Drăguș, Vasquez, Sarabia și acum Pușcaș lasă pentru Drăguș. Pasă pentru Pușcaș, Pușcaș pentru Ioannis Hagi, faultat însă Pușcaș și vom avea posesia încă o dată, minutul 70. Ghiță. Ghiță, ce face Pușcaș acolo? Trimite o pasă direct la adversar. Mesa. Banega. O pasă. Băluță. Celor de la Sevilla nu ar trebui să le pese de acest rezultat, pentru că oricum vor rămâne pe primul loc și după acest match. Acum Nedelcu, o pasă până la Ioannis Hagi
Și până la urmă sper să fie corner. Va fi oare corner? Da, este corner. Bate Nedel cu resping și minge până la Ghiță, care trimite la Denis Mann. Ghiță până la Manea, care o dă mai departe până la Hagi. Hagi însă era doar Pușca și în careu. Navas, Denis Mann acolo, Ross Mesa și acum Ben Yedder. Navas. Mesa. O minge până la Pușcaș, Pușcaș. Mai departe până la Nedelcu, care pasează la Drăguș. Nedelcu acum. Să vedem continuarea. Ștefan. Drăguș. Până la Băluță. Băluță pentru Drăguș. Drăguș. Să vedem cum va continua Nedelcu, însă pasa este anticipată de fundașul celor de la Sevilla și cam gata, s-a dus meciul și cred că suntem calificați cel puțin în Europa League, băieți, ceea ce este minunat. Să vedem dacă cei de la Nürnberg au câștigat cu cei de la Sassuolo, sunt chiar curios, și ce adversar vom prinde. O, sunt default acolo și Ben Yedder. Rus acum, Rus trimite în față și să vedem acum continuarea ultimului atac. Hagi, însă se termină partida 3 la 1. Câștigăm cu 3 la 1 versus Sevilla, bă, băieți, un rezultat istoric pentru această echipă. Pușca și ea omul meciului, bineînțeles, iar Nürnberg și Sassuolo se termină la egalitate, ceea ce înseamnă că ne calificăm de pe primul loc în grupă, fraților. N-am știut asta. Ne calificăm de pe primul loc în grupă, bă, fraților, în Champions League. Se pare că vom avea un adversar mai facil. Chiar sunt curios cu cine am picat. 27 de milioane. Interesant. Hai să vedem cu cine am picat în Champions League. O să se tragă la sorți, încă nu s-a tras la sorți, din păcate. Ok. Hai să aducem și acel tinerel de la tineret, să zic așa. Codreanu, îl aducem la echipă ca să-l jucăm aceste meciuri, să facem încă un obiectiv, pentru că avem nevoie de puncte de manager să nu fim dați afară. Hai să vedem cum arată Codreanu. Are ceva accelerație, sincer, pe el. 4 cu 4, o duce binișor Codreanu. Hai să vedem meciul cu Astra, ce facem în acest meci. Hai băieți! Hai băieți, hai băieți, hai băieți, hai băieți! Câștigăm cu 2 la 0, 2 goluri Nedelcu. Foarte, foarte bine. Următorul meci. Sunt curios cu cine picăm în Champions League. Se pare că se trag grupele Europa League. Ia ce ne zice, mă? Așa, ok. Bun. Hai să vedem pe cine mai aduc pe aici. Uite, pe acest Firaru și pe acest Costin. Mircea și Stan. Hai să-i luăm și pe ăștia. FCSB în continuare în fața noastră. Nu primim nicio ofertă, nici nu avem bani. Se va termina repede această perioadă de transferuri, sincer. Da, se termină repede această perioadă de transferuri. Și hai să ținem o conferință de presă pentru că avem meciul cu FCSB. V-am zis că titlul nu este principalul meu obiectiv. Și picăm cu Bournemouth. Da, Bournemouth, ceva de genul din Anglia. O să fie un duel interesant, băieți. Chiar o să fie un duel interesant. Ripeanu. Chiar o să fie un duel interesant și sunt curios cine va câștiga. Radu Bobog vrea să joace, hai să-l jucăm pe Bobog, îl jucăm, fiți atenți, jucăm cu Manea, fundaș central și aici cu Bobog. Adică simulăm așa și Codreanu acolo, hai să vedem dacă putem să batem FCSB sau Steaua, cum vreți să-i ziceți.
Coma marchează în minutul 2 și se termină egal, din păcate. Tănase, minut 88, foarte târziu, reușește să ne egaleze. Ofertă de împrumut pentru Coman, nu mulțumesc. Coman rămâne la noi. Tenisman e supărat că n-a prins echipa, îmi pare rău. Nedelceanu aproape să revină, cred că o să revină și el până la meciul cu cei de la Bournemouth. Sunt încă un meci egalitate cu Sepsim și avem meci de Champions League cu Bournemouth. Sunt curios cu cine a picat Sevilla. Mai facem aici un antrenament frumos. Și Sevilla a picat cu... Ia să vedem. Sevilla cu Leipzig. Se pare că sunt foarte ușoare echipele din Champions League. Se pare că sunt mai grele cele din Europa League. Arsenal, ia cu cine a picat Sassuolo. Sassuolo. Unde e Sassuolo? Nu văd Sassuolo. Udinese, așa. A, Sassuolo cu Transfersport. Și a avut un... un adversar facil, cred că toată lumea are un adversar facil. Bun, hai să facem echipa. O să joace aici Denis Mann. Iar aici o să fie Nedelcearu. În locul lui Boboc, iar Mann e acolo. Cam asta o să fie echipa, fraților. Pentru episodul viitor, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Eu am fost Alex și m-am dus. Pa!